Salut! Astăzi vom face un vlog puțin mai serios pentru că vreau să discut despre ceva cu voi. Deși sunt foarte mulți care apreciază vocea mea, am primit și comentarii negative la adresa vocii mele. Acesta este subiectul despre care voiam să vorbesc cu voi astăzi. Vocea mea este motivul pentru care am ajuns aici unde sunt. Am primul meu job pe care l-am început la vârsta de 10 ani, dublez voci la Disney Channel și la Nickelodeon, tocmai pentru că am vocea diferită față de cei de vârsta mea. Vă voi iubi pe toți mereu la fel de mult! În inima mea e destul loc. Te iubesc. Nici nu vreau să se mai întoarcă ziua asta. Gura-mi dat. Uite, poate vine să ne ajute o prințesă. Pare a fi lucruri pe care de obicei le pierd copiii. Înseamnă că ai... Fac vocea zeci de reclame pe televizor pe care probabil ați auzit și poate chiar l-ați apreciat fără să știți că este vocea mea. De exemplu, Dalin, care a strâns milioane de vizualizări pe YouTube. O reclamă pe care am făcut-o la 5 anișori. Ok, înțeleg că pentru voi o fată de 18 ani ca mine să aibă o voce așa subțire și energică e ciudat, dar pe mine asta mă face unică și diferită. Dar și voi sunteți unici în felul vostru și dacă n-ați descoperit încă, cu siguranță veți descoperi. Pot și eu să fiu ca voi, pot să am și eu o voce de fată de 18 ani, dar pur și simplu mă simt bine în pielea mea. Și până la urmă ăsta este visul meu, să ajung actriță la Disney Channel în străinătate. Iar acolo toate actrițele sunt mici de înălțime și au voce subțire. Și sunt foarte apreciate. Așa că vă arăt și câteva exemple. Hey! what are you doing? Well, I was working on something that... True love, right. The song that reminds me that my good friend is dating the guy that... Am făcut acest video pentru că mă interesează părerea celor care mă urmăresc, chiar dacă sunt și păreri negative. Eu vă pup și sper că v-a plăcut acest video și vă aștept cu comentarii la ceea ce am vorbit mai devreme. Pe data viitoare!